Bine, v-am găsit, Capricorn. Voi face lunele pentru sfârșitul de săptămână, sâmbătă și duminică. Deci, 20 și 21 februarie 2021. Observați că e o repetare de numere, dar dacă vă interesează această parte de numerologie, care este foarte interesantă, aveți la playlist și numerologia. Numul, anul personal care se calculează în funcție de vibrația personală, vibrația nașterii, scuzați-mă, deci calculați anul personal în funcție de vibrația nașterii, puteți calcula uh, uh, luna, uh, februarie, martie, orice lună este dată acolo exemplu, cum calculați, printr-o adunare simplă sau uh, ziua. Uh, sunt explicate numerele, deci puteți să vizionați acel filmuleț și durează cam mult, dar fiind sâmbătă și duminică, uh, poate să fie și o relaxare. Să vedem runele, ce spun pentru voi, pentru capricorni. Spun? Spun ce spun. Cam acestea sunt. Pe celelalte le dau de aici. Deci, tir, hagal, nu puteți să vă folosiți de astea. Sigel. Bun. Deci, intuiția voastră nu vă ajută sau poate că aveți uh, o problemă de loialitate din partea unei femei, o prietenă sau poate chiar din partea partenerului. Această lipsă de loialitate uh, nu vă ajută în situația voastră, este o lipsă de noroc, uh, deci nu vă puteți folosi intuiția, uh, nu aveți o stare de bine prin această lipsă de loialitate, uh, dar și lipsa de noroc, de șansă. De fericire, în familie s-ar părea că se produce un eveniment nedorit ceva se întâmplă și nu vă mulțumește de deci ce este un moment de criză în familie. Chenaz într-o postură răsturnată, chenaz, deci asta este runa familiei, runa norocului, luna intuiției și aici runa darurilor. Sentimentale vorbim, de căldura sufletească, acest chienaz este într-o poziție răsturnată și am zice că arată un moment de criză, ceva se va sfârși, ceva se încheie în viața voastră și cu pierderi, cu neșanse nereușite, dar și după aceea ați făcut multe eforturi, ați încercat să duceți totul spre înțelepciune, spre bine în familie, Totuși, s-ar părea că este un moment de criză, un moment în care, indiferent de afaceri sau personale, relațiile, Trebuie să le lăsați să meargă în direcția în care au luat-o, și chiar să acceptați să mergeți fiecare pe drumuri separate și să vă pregătiți pentru o nouă creștere, o nouă schimbare. Hagal dă de întârzieri, de riscuri. Riscul pe care să vi le asumați hagal este o rună care vă spune uh, grindină. Deci o fărâmițare a problemei voastre, a situației în care sunteți, dar uh, asumarea acestor riscuri uh, presupune să le și plătiți. Riscurile asumate înseamnă și trebuia să le plătiți, dar uh, poate să dea întârzieri, obstacole, probleme. Aceste întârzieri sunt benefice fiindcă puteți să le Folosiți, să gândiți, să evaluați situațiile mult mai bine, acestea care sunt aici. Așa cum am spus, neșansă în familie, probleme, nu vă puteți folosi intuiția, lipsă de loialitate și această separare, că, fiindcă duce spre o separare a drumurilor. Acest hagal uh, poate să a reprezinte și uh, un răspuns oficial uh, din partea unei persoane uh, care nu este implicată în problema voastră și vă transmite un răspuns oficial. Uh, turis uh, Tir. Tir era într-o poziție cam așa, deci nici răsturnat, nici aveți șansa unei victorii, este cam așa și așa, dar este o șansă de victorie, de reușită. Tir este o rună a victoriei, o rună care este benefică, o rună care arată în primul rând o vitalitate, chiar după momente critice, o vitalitate bună, o reușită, fiindcă avem aici sigel, de asta am spus. Vă reveniți poate după o situație de criză, un moment în care aveți o problemă de sănătate. S-ar putea să vă reveniți după acest moment. Să fie un moment în care vă simțiți motivați, vă simțiți voința și gândirea. Unitare, deci un moment de succes, un moment benefic, chiar și lângă sigel, poate să indice, așa cum am spus, o refacere a voastră după o perioadă dificilă legată de sănătate, să depășiți această situație negativă dar și uh, o refacere uh, legată de uh, locul de muncă, de resurse. Uh, FEHU, FEHU reprezintă. Dacă sigel reprezintă sănătatea, fehu reprezintă munca voastră, resursele voastre, ceea ce obțineți voi, banii pe care îi strângeți, dar poate să reprezinte și o relație personală, o relație care poate să meargă spre permanentizare, o relație bună. Fehu, această rună care reprezintă vite, reprezintă muncă, în primul rând, o runa muncii, este într-o poziție bună și vă susține uh, cu acest tir care, așa cum am spus, nu e nici răsturnat, dar nici perfect. Putem să-l luăm uh, într-o poziție bună. Deci va fi o reușită. Acest fehu vă întărește această situație. Veți avea un succes legat de locul de muncă, de resurse. Poate fi și o promovare. Poate fi, uh, eu știu. Uh, Efort, cum să spun, sarcii noi, dar și eforturi susținute pe care le faceți și totul se materializează printr-o acumulare. Aici avem o rună care dă o tentă benefică a etalării, este o rună prețioasă, o rună care arată schimbarea și vă spune că să vă așteptați la o schimbare lentă și sigură, este DAEG. După o perioadă dificilă urmează întotdeauna schimbare. Pentru voi această schimbare este lentă și sigură. Veți simți situații benefice și atunci veți simți, veți, o să vă dați seama de această schimbare când veți simți acele situații benefice. Acesta este DAEG și, așa cum am spus, Runa Sănătății, SIGEL, vă încurajează să vă reveniți poate după o perioadă de cădere de energie, de vitalitate sau o problemă de sănătate, puteți să vă reveniți lent și sigur și să începeți o activitate nouă, așa cum o aveți aici, Fehu, să vă reluați activitatea și totul să fie benefic pentru voi. Cu acest tir, dar și cu DAEG, care întărește toată această etalare, o transformă într-o etalare pozitivă. Deci este una dintre runele prețioase, care vă susține, vă ajută pentru o schimbare benefică. Schimbarea poate să fie și nebenefică, dar aici este o schimbare benefică. La care să vă așteptați numai atât că este lentă și sigură. Aceasta a fost etalarea, vă doresc numai bine.